acesta am preluat echipa anul nașterii 2004, care a fost antrenat recent de domnul Ghinalie Podgroț. Acum, la moment dat, participăm în campionat cu două echipe, prin o echipă mixtă, participă în grupa anul nașterii 2003 și o echipă participă, două echipe participă în grupa anul nașterii 2004 în campionat. Scopul participării este, în primul rând, de a primi practică de joc pentru toți copiii, să aibă posibilitatea să-și acumuleze timpul necesar pe trecut pe verde, deci în joc. Sunt mulți copii de perspectivă care pe viitor credem că o să obție loc în echipa de bază, de întâi în echipa Zimbro 2 și apoi în echipa de bază, în primul echipă. Echipa mare este în vacanță și se odihnește, dar aici și copiii care se antrenează nu au vacanță. O să aibă ei parte de o vacanță? Da, sau vacanță o avem, pur și simplu la moment dat, cum am spus, toate antrenamentele, în primul rând, e redus volumul de antrenamente. Într-a doilea rând, nu e acea intensitate ce este în parcursul campionatului. Evident, cu încetul ne pregătim să ieșim în vacanță, lucrăm mai mult la tehnica individuală. Plus, avem normative la teste la pregătirea tehnică și teste la pregătirea fizică. La sfârșitul anului vom face evaluare la fiecare jucător separat. Am început de la 7 ani, am început într-o grupă mai mare. Am început până s-a făcut grupa mea și am încercat să revin cu alți coechipieri și totul de la început. Cum crezi, care e cel mai bun jucător a echipei Zimbru Mare? Eu cred că este Jean Teodor, că el face toate ocaziile și încearcă să marcheze și să dai pasă de gol cât mai mult. Tu tine, Jean Teodor, este ca un exemplu, vrei să ajungi ca el sau tu vrei să joci altfel? Vreau că de dorit mai bine și să progresez mai mult, dar el este un exemplu, cred că pasele decisive și lucrul pe care îl face el este unul de înapnic. Am participat în campionatul Under 16 cu vârste, noi am fost cu vârste mai mică decât toți adversarii, dar nu a fost scop principal pentru noi de obține primii locuri întâi. Au fost, cred că mai mult scopul principal, obținerea practicii de joc pentru toți copiii, să simțim un adversar mai tare, fiindcă în campionat noi, în afară de Șerif, Bucanu, practic, nu prea avem adversari. Și anul ăsta a fost într-adevăr un campionat foarte greu, am participat și la cupă, suntem însă și de campionat, băieții au avut o practică foarte bună. Eu cred că va fi pentru dinșii un folos foarte mare. Deja la anul să vedem, să ne pregătim acum în iarnă, la anul participăm pe vârsta noastră, unde deja și să vedem puterile noastre și în ce direcție ne mișcăm. Что ты можешь сказать по поводу того, что у большой команды есть, вот они каникулы, они не тренируются, а вы тренируетесь? Ничего, потому что они уже это тренировались, а мы сейчас набираем форму и будем потом также отдыхать.